Centrul macedonean Gioco Iosifov și secundul sârb Jovan Scheinberger au fost dați afară de conducerea Phoenix și Mleu Silvaniei, primarul Septimiu Țurcaș fiind total nemulțumit de evoluția celor doi în turul campionatului de volei masculin. Antrenorul Mircea Abraham a căutat rapid înlocuitor pentru cei doi voleibaliști străini, iar primul transfer a fost deja perfectat. Este vorba de sârbul Rade Dacovici, jucător care a evoluat și la Remat Zalău. După plecarea de la Zalău, Dacovici s-a transferat la Torpii Târgu Mureș, apoi la Unirea Dej și Steaua București. Pe lista de achiziții a clubului de la Poalele Măgurii se mai numără și bulgarul Nicolae Costadinov, în vârstă de 24 de ani.